Aștept să discutăm despre tot felul de chestii, mai mult sau mai puțin complicate. Complicate pentru mine, poate mai puțin complicate pentru tine. Dar, până să intrăm în pâine, aș vrea să te întreb, aș vrea să te rog să-mi povestești un pic parcursul tău academic. Noi doi am fost colegi pentru o vreme aici în Olanda, dar n-am știut unul de celălalt și iată ne-am reîntâlnit cu ocazia acestui episod. Spune-mi un pic cum ai ajuns să scrii o teză despre Spinoza și Nice? Salut, Eugen! Mă bucur mult de invitația ta și că putem să avem dialogul acesta la podcast. În sfârșit, așa? Da, în sfârșit. Cum am ajuns la teza asta? Păi, cred că și prima iubire nu se uită niciodată. Așa că nu e greu atunci când citești pentru prima dată filosofie să te îndrăgostești de nici. Mm -hmm. Nici este foarte seducător Sigur, la început nu înțelegi mare lucru Sau ai impresia că înțelegi De fapt nu înțelegi marele pericol atunci când îl citești pe nici. Dar la fel de mult m-a interesat Spinoza Poate și pentru că mi-am început parcursul academic în Olanda La Utrecht Cu o formulă care mi se pare foarte interesant Foarte utilă O recomand oricui Formula de liberal arts, cum găsim în Olanda, știi foarte bine, mai găsim și în SUA foarte mult. De fapt, inspirația este americană. Liberal arts care refuză să te specializeze de la bun început. De când ai 19-20 de ani, e prea devreme. Trebuie să înțelegi cât mai bine lumea în care te afli și trebuie să-ți deschizi orizontele cât mai mult, nu să le închizi. Uh, și cu asta se ocupă în Colegiul de Liberal Arts. Așa că, pe lângă filozofie, bineînțeles, m-a interesat istoria, m-a interesat istoria religiilor, sigur, domenii care au mult în comun, dar și lucruri care ies din sfera umanoarelor. Pentru că ești obligat atunci când ai un parcurs de genul ăsta. Da, sigur, până la urmă fiind îndrăgostit lulea de filozofie. Și Dar care, te... a fost textul, care a fost textul lui care te-a dat pe spate? La început cel puțin. Um, cred că dincolo de bine și de rău. Nu mm -hmm. mi-a plăcut mai și cred că a rămas textul meu preferat. Dincolo de bine și de rău și genealogia morală. De altfel, cele două sunt scrise apropiate da. apropiat, deci e normal, pentru că perioada, cred, în care Nietzsche ajunge la maturitatea gândirii sau la complexitatea cea mai mare a gândirii, dar fără să fie încă grăbit. Pentru că în ultimele texte e foarte grăbit, e foarte preocupat de criza pe care o percepe în cultura occidentală, nu mai are aceeași răbdare. Pe când, dincolo de bine și de rău, petrece suficiente pagini în a explica ce vrea să facă și în a arăta în a indica ce în regulă și ce în neregulă. Bun, deci ai ajuns la... O să discutăm despre toate astea pentru că l-ai luat foarte serios la puricat pe Nice în teza ta, cât și pe Spinoza. Dar, deci ai ajuns în Utrecht la College of Liberal Arts. Asta este nivel de master, vorbim acum, sau de bachelor? Uh, nu, uh, bachelor. Bachelor, așa, dat. ok. Da. Și după aceea, la nivel de master, bun, m-am hotărât să merg pe calea filosofiei, așa că am mers la un master în filosofie continentală, bun, așa numită filosofie continentală, dar la Warwick, în Anglia, adică la adversari. Așa, <laughs> bun, un departament foarte mișto, cu specialiști în Hegel, în Deleuze, în Nietzsche, Keith Ansel Pearson tip foarte bun fenomenologie, și după aceea în Franța. Până la asta, de fapt, a fost un program Erasmus Mundus, uh -huh. un program sponsorizat de Uniunea Europeană în care poți petrești timp în mai multe universități. Eu am fost în Praga, în Brazilia, la São Carlos și ultimul an în Franța. Stai până să treci mai departe. Um... Între cele trei medii academice din Utrecht, Warwick și unde era în Franța, ai menționat? sau Toulouse. Toulouse. Deci, între Utrecht, Warwick și Toulouse, care este marea diferență? Sau ce te-a surprins la. Că, totuși, cred că ești printre puținii care a avut ocazia să sară de la universitate la alta și să facă comparația. Care este marea diferență între cele trei medii academice? Ar trebui să încep printr-o mărturisire. Cel mai bine m-am simțit în Olanda, de asta m-am și întors acolo pentru doctor. Mi-a plăcut deschiderea profesorilor, grija, atenția pe care o au pentru studenți. Și mi se pare foarte important. Simt că am progresat cel mai mult într-un astfel de mediu. Acum, sigur, varianta olandeză și cea engleză nu mi se par radical diferite. Cea franceză, în schimb, da. Nu, nu cred că nu mi s-a potrivit foarte bine uh, modalitatea de lucru și modalitatea de scriere. Hmm. Uh, îmi place mai mult abordarea analitică, abordarea structurată, uh, cu teze clare, cu definiții cât de clare clar se poate în filosofie. Uh, pe când uh, varianta franceză uh, nu mi s-a părut uh, cea mai potrivită. Cea mai mai așa mai... Uh, da. uh, mai uh, vreau să zic, știu că o să ajungem la teză, dar dacă tot ne-am ocupat, vreau să zic că am fost uh, un pic rușinat de propria mea teză de doctorat când am citit-o pe ta și am văzut cât de bine este scrisă. Că, totuși, um, să nu um, Minimizăm factorul dimensiune. Una este să structurezi o teză de 190 de pagini sau 180 de pagini, cât a avut a mea, și una este să structurezi o teză de 280. Deci, provocarea e cu atât mai mare. Dar vreau să-ți fac un compliment din start. Vreau să zic că se citește. M-am prins din start, ce vrei să faci? Eu am chestia asta, citesc introducerea și concluzia la început și la final. Adică la început citesc introducerea și concluzia. Totul s-a legat, nu, încă nu știam cum s-au întâmplat lucrurile, dar s-a legat foarte bine și este o teză scrisă în stilul filozofiei analitice, adică este clar non franțuzească, foarte puțin eseistică, deși sunt momente de reflexie și de speculație foarte utile, te întorci înapoi la firul narrativ și e foarte, 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 foarte bine scrisă. Um, Ești foarte amabil, mulțumesc! Nu, adică adevărul e, asta e adevărul, ce să mai... Um, M-aș întreba cum a mers cu limbile în toate universitățile astea, pentru că, ok, engleza o vorbești și o scrii, în, în Olanda presupun că totul s-a întâmplat în engleză și atunci în Franța... În francez. În franceză. Și în franceză. După, și... Programul era de fapt biling, franceză Aha. și germană. În germană doar am audiat niște cursuri, n-am scris în germană. Da. Ceea dar de ce citit ai citit? Pentru că am văzut citate din uh, nici da. în original. Uh, da, am fost obligat, dar să știi că regret că n-am scris în germană. M-aș fi antrenat un pic mai bine. Întotdeauna da, uh, da. prinde bine să scrii, să faci dovada uh, uzului activ. Al da, 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 da. da, Bun, asta deja e altă. Bun, asta e chestie de birocrație da. academică. Bun, uh, și de de ai ajuns înapoi la după aia în Brazilia a fost tot partea de Erasmus și după ai ajuns înapoi la în Olanda în Leiden. La Leiden, unde am avut un îndrumător sensațional de doctorat, care a ținut foarte mult la mine și a ținut foarte mult ca teza să se bine, de altfel, meritul despre care vorbești. Este a lui în imensă măsură uh, Întotdeauna m-a forțat să nu uh, Divaghez, m-a forțat să nu Se vede, uh, da se, pierd se vede foarte în da. vedere Ce am de făcut M-a da. uh, pus să rescriu anumite părți de nu știu câte ori Nici nu mai știu, nici nu vreau să-mi aduc aminte de fapt <laughs> Dar foarte bine mi-a făcut Și țin că eram uh, extraordinar de tensionat De nevăz spre sfârșitul doctoratului când trebuia să termin teza, nu mai vedeam luminița la capătul tunelului, dar m-a ajutat. M-a ajutat foarte mult și. Sigur, cum îl cheamă? Are... Sau nu știu că ai menționat care așa, e numele lui. Herman Siemens. Yeah. Herman Siemens, specialist, în primul rând, în NICE. El se ocupă de NICE, înainte de toate. Uh, și, am dat, deși am spus că abordarea franceză nu mi s-a potrivit cât am stat acolo, totuși am avut un codirector de teze, uh, remarcabil, uh, profesoară Chantal-Jache, uh, special în spinoza de data asta. Și și am ajutat. Deci a, uh, spun, a echilibrat imaginea pe care o am despre uh, Universitatea franceză, Nu mai sunt atât de univoc. În. Și uh, spunem un pic cum ai ajuns la. ca să migrăm încet, încet spre conținut, cum ai ajuns la întrebarea centrală a tezei? Cum ți-ai format uh, planul? Cum, până să pui penița și să scrii primul cuvânt, în fine, metaforic vorbind, uh, cum ai ajuns la ideea cărții? Um, întotdeauna mi s-a părut că există ceva neglijat în filosofie sau bun, evident nu ignorat, ci se vorbește ceva mai puțin despre corp sau atunci când se vorbește se vorbește despre corp ca fiind o închisoare a sufletului, este celebra expresie din Faidon, de la Plato, închisoare a sufletului, evident ceva. Găsim aceeași abordare și în uh, creștinism. Bun, nu între creștinism, evident, nu putem să avem acum o judecată generală, dar apare și în creștinism ideea că trupul este uh, ceva ce trebuie disciplinat, este adversarul nostru în căutarea mântuirii. Deci avem această dublă opoziție față de trup. Pe de o parte cea filozofică, pe de o altă parte cea religioasă. Și, bineînțeles, m-am pus întrebarea, e corpul chiar atât de rău? Uh, nu care cumva merită o publicitate mai bună? E, și, bineînțeles că m-a ajutat În primul rând, m-a ajutat Spinoza aici, începutul. Ca după aceea să-mi dau seama că și la Nice e ceva foarte asemănător. Dar, în primul rând, la Spinoza. Asta m-a determinat să investighez și a mai fost un element important. Faptul că l-am citit pe Deleuze. Deleuze, care evident scrie foarte mult și despre Spinoza și despre Nice, scrie foarte mult despre această tradiție a care merge în răspăr față de, hai să spunem, ortodoxia filosofică. Hai să-i zicem asta. Da, aș vrea să adaug o, o, o mică notă. Cred că și intuiția duce în aceeași direcție. Adică faptul că suntem pradă cădem pradă pasiunilor noastre și faptul că uneori corpul ne duce în direcția în care mintea nu ne-ar fi dus și toate clișeele astea despre distinția dintre corpul păcătos și mintea aurită care ar fi un spirit absolut dacă n-ar fi în corpul nostru chestiile astea sunt totuși nu știu dacă au coborât din filozofie și religie către intuiție sau sunt ele acolo în mod natural, dar sunt și foarte intuitive este și Intuiția omului de rând și a noastră, poate în viața de zi cu zi, că în, în genere corpul este o influență negativă asupra spiritului sau poate fi o influență negativă. Nu pot să nu revin aici la Platon, pentru că Platon la un moment dat în Fiedon zice ce bine ar fi ca sub spiritul nostru, sufletul nostru să scape din trup, pentru că atunci ar putea să cunoască cu adevărat, ar putea să știe fără să mai fie supus iluziilor, pasiunilor despre care vorbeam. Numai că atunci se pune o întrebare foarte simplă și anume, cum mai poate, poate sufletul nostru, dacă nu este în trup, să mai cunoască ceva? Pentru că noi absorbim informație, în primul rând, prin simțuri. Nu. Deci dacă rămâi fără această fântână, fără această sursă, cum mai poți să ai informație? cum mai poți după aceea să o prelucrezi? Sigur, folosești mintea, dar trebuie să lucrezi cu uh, materialul pe care primești prin simțuri. Mai mult de atât. Sigur că anumite pasiuni sunt rele, dăunătoare. Furia. Poate să te cuprinde și să faci lucruri necugetate sau să gândești foarte prosigur. Furia, gelozia, ura, invidia, toată familia. Dar există și alt tip de emoții. Există și emoții bune. Emoții care te ajută să gândești, să înțelegi bucuria de a cunoaște. Am fi niște ființe mult mai sărace dacă n-am avea această bucurie a cunoașterii da. sau uh, experiența pe care o avem atunci când suntem uh, foarte interesați de un lucru, pasionați de o activitate pe care o facem și suntem scufundați. E o experiență de imersiune. Oricine a trăit această experiență știe că e ca un drog, vrei să o recapeți. Da. Or, această imersiune, această adâncire în uh, ceea ce faci, în, lucruri pe care îl practici, lucruri pe care îl studiezi toate acestea sunt minunate pentru orice demers practic, teoretic științific și așa mai departe deci corpul este vorbit de rău atât timp cât vedem doar o parte din ceea ce face ceea ce este corp și ceea ce aduce în am economie putea, până să, până să, am putea să adăugăm și uh, acum ne ocupăm de Rousseau și, în fine, a trebuit să-l las la o parte foarte multe, dar într-un eseu pe care nu o să-l discut în episodul propriu-zis, discurs despre inegalitate, în care povestește, știi că e bine cunoscut, el consideră PT, deci dragostea pe care o avem pentru ceilalți, dragostea pe care o avem pentru membrii familiei, dragostea pe care o avem pentru prieteni. Chestia asta este o pasiune înnăscută. Este la același nivel cu uh, acel self-preservation al lui uh, um, Spinoza, care la rusos se numește amour de soi. Deci iată, uh, există în, în unele filozofii, în mod fundamental, la modul uh, emoțiilor celor mai uh, bazale, celor mai fundamentale, există o emoție pozitivă. Și anume în momentul în care vedem un copil că se împiedică și cade și se lovește, păi poți să, fii, poți să ai toate relele din nume în spinare că te duci la ajuți Știi, genul ăsta de instinct este o emoție, pentru că nu stai să te gândești ce am eu de câștigat. Și iată, este una pozitivă. Ai spus, uh, uh, legat de spinoza, self-preservation. Da. Conatus. Sigur, da. hai să spunem în latină, e conatus. Teza mea este că uh, prezervarea, autoprezervarea, de fapt, nu este suficientă pentru a înțelege noțiunea de Conatus la spinoza. Și asta e încă un motiv pentru care corpul e atât de interesant. Pentru că Conatus este esența noastră. Conatus este, de fapt, dorință. Este cupiditas. Fără sensuri morale. E o dorință uh, care se manifestă și în manieră mentală. Și în manieră fiziologică, pur, fizic, la trup. Numai că această dorință ce face? Ne duce mai departe. Ne face să ne deschidem spre ceilalți, spre lumea din jurul nostru și spre viitor. Pentru că vrem să obținem diverse lucruri. Deci, există un pericol că atunci când traducem Conatus prin self-preservation, mm -hmm. să dăm impresia că e ceva doar reactiv sau ceva care nu vrea să ne conserve. Da. Ori, de fapt, este ceva expansiv, este ceva ce. Bine, asta e natura noastră. Să vrem mai mult, sigur, asta este o explicație simplistă, dar nu, grea. Da, da. nu e grea. nu greșit. Asta e natura noastră. Nu putem să ne oprim din a dori. Și chestiunea principală este cum dorim. Care este economia dorinței noastre? Pentru că putem să avem dorințe dăunătoare. Dorința de a consuma opiu. Dorința de a asculta pseudoștiință. Dorința de a uh, nu munci și a pierde timp, Deși uneori pierdut timpul, îi poate să fie foarte. Oric. Acestea. Sau putem să ne educăm dorințele astfel încât să creștem, să ne crească puterea de a gândi, de a acționa. Nu. A, aici văd miza filozofiei lui Spinoza și aici. Bun, sigur, corpul joacă un rol important din. Bun, deci, cumva ai plecat de la acest statut, hai să nu-i spunem paradoxal, dar hai să zicem ambivalent al corpului. Poate întâi și cronologic, dar cred că și natural, prin Spinoza, deși tu ai aterizat la problematică prin Nice. Până să intrăm în detaliile tezei tale, mai ales în, în diferența dintre cei doi, care aș zice, corectează-mă, dar aș zice că la final se dovedesc a fi nu chiar atât de diferiți, mai degrabă similari decât diferiți, dar în sfârșit. Um, bun, ai o idee. Observi o ambivalență și vrei să o abordezi într-un anumit fel. Cum ai ajuns să, să fii acceptat ca doctor la Universitatea din Leiden? Cum, cum a fost procesul uh, practic, din punct de vedere practic? Um... Am trimis. Mai întâi am trimis un mail am început cu un mail bine plasat. A, dacă ar fi interesat de un astfel de proiect. Și sigur mi-a cerut să detaliez. Am intrat într-o corespondență, a văzut despre ce e vorba. Am lucrat împreună la construirea unei propuneri ample. Astfel încât să putem să demonstrăm universității că se justifică un astfel de proiect, că aduce ceva nou, astfel încât să putem convinge și alți experți din. Dar vorbește acum tu și Herman. Da. Okay. Atunci când lucrurile au mers bine în universitate, sigur a trebuit să căutăm surse de finanțare. Și aici. Am avut de ales Fie încercam să mă pliez Pe uh, proiecte deja existente Sau pe proiectul pe care l avea Hermann cu agonismul uh -huh. Aș fi putut, poate, poate, să obțin finanțare completă Dar ar fi trebuit să renunț la o bună parte din teza mea Să mă ocup de lucruri, sigur, conexe Dar nu chiar același lucru Sau să merg să fac parte parțial din acest proiect și în rest, bineînțeles, suplimentez prin predare, prin da. alte surse de finanțare. Și am ales să merg pe drumul pe care mi-l doream. Să scriu teza pe care mi-o doream și unde credeam că lucrurile sunt interesante. Da. Uh, nu știu și... în ce măsură doctoranzii din ziua de azi mai au luxul ăsta. Pentru că dacă... În, în, în condițiile unei inflații extraordinare, s-ar putea nici pozițiile alea de predare adiacente să nu mai existe și atunci tu, ca să poți să faci teza de doctorat fără un proiect deja finanțat, s-ar putea să trească să faci chestii care nu sunt nici măcar conexe și atunci întrebarea e câți dintre noi e unul nu Câți dintre noi sunt îndeajuns de puternici, patru zile pe săptămână să lucreze undeva și o zi pe săptămână să, să lucreze la teza de doctorat? Aș zice că, în fine, nu vreau da, să... Da, cred ce că o problemă care se înrăutățește, ăsta e sentimentul meu, n-am acces la cifre, la statistici mm. exacte, dar cred că se înrăutățește pentru că, de fapt, de ce ne dorim ca unii oameni să scrie teze de doctorat? Ca să aducă ceva nou în cunoaștere. Ori originalitatea riscă să fie înăbușită sau parțial înăbușită dacă trebuie să te încadrezi pe un drum deja stabilit. No. În fond, de asta vrei să ai sânge nou, sânge proaspăt în toate domeniile cunoașterii. Astfel încât să poată să-și urmeze ideile. Până asta e o problemă structurală. Pe care da, nu o asta e... noi acum, dar. O lăsăm așa cum aterizat. Bun. Uite, aș vrea să aș vrea bine, să urmărim structura tezei tale și să împărțim în două, dar am vorbit deja despre, despre spinoza. Deci poate doar câteva note despre locul și funcția corpului la spinoza, deși ai menționat deja că este ia, filtrul, filtrul prin care obținem noi cunoaștere și nu ne putem extrage ca la Platon, așa sufletul din închisoarea corpului. Și după aia să uh, trecem la uh, Nice, teza ta este împărțită astfel în două și după aia cele două drumuri se unifică în uh, concluzie. Uh, atunci întrebarea este, ce este acest the turn to body, întoarcerea către corp la Spinoza și la Nice? Poate că modalitatea de a încerca să explic asta e următoare. Atunci când vrei să construiești o casă nouă, ce faci? Mai întâi obții terenul și dacă ai o casă deja construită acolo, trebuie să o dărâm. Să elimini chiar fundațiile dacă nu sunt construite bine, pui fundații noi, după care poți să construiești casa pe care ți-o dorești. Cam la fel mi-am imaginat că stă treaba și cu acest apel la corp. Prima parte a apelului la corp este o critică iluziilor, a vechilor iluzii din filozofie, religie, teologie și mai departe. Și a doua parte este aspectul constructiv. Bun. Ce iluzii am vrea să eliminăm? E o scrisoare celebră în mm -hmm. care Nietzsche vorbește despre Spinoza, spune că I have einen Vorgänger und un für einen. Am un predecesor și încă ce predecesor. Și spune că are următoarele puncte în comun cu Spinoza. Amândoi vor să elimine credința în liberul arbitru, credința că există altruism, credința că există un scop pe lume, teleologie, un scop, lumea e creată pentru un scop, că există uh, o ordine morală a lumii. Uh, și amândoi vor să transforme cunoașterea în cea mai puternică emoție. Bun. Ce înseamnă asta este să -l... Nu există un scop. Lumea nu este creată pentru un scop. Deci lumea nu este creată de o intenție divină. Noi nu avem un scop, trebuie să formulăm, trebuie să găsim noi înșine acest scop al existenței noastre și lumea este dată, nu are o finalitate. Și în general lucrurile nu pot fi înțelese prin scopul pe care îl a Scopurile sunt doar proiecțiile noastre mentale. Deci noi ne păcălim singuri. Ca în celebra teoria evoluționistă a lui Lamarck De ce are girafa gâtul lung pentru că a încercat să ajungă la frunze Bun, Evident, nu așa funcționează evoluția. Nu există liber arbitru Noi nu avem spontaneitate Ceea ce înseamnă și că nu suntem responsabili Nu suntem responsabili în sensul clasic al gândirii moralizatoare un creștine, în iarăși un anumit curent în creștință. Nu există ordine morală, adică nu se întâmplă ca cei buni să fie recompensați și cei răi să fie pedepsiți. Nici în lumea asta, nici în lumea de dincolo. Bun. Mai ales pentru că lumea de dincolo nu există, evident, nici pentru unul, nici pentru celălalt. Egoismul există și altruismul e o iluzie. Asta nu înseamnă că unii oameni nu acționează ca și cum ar fi altruiști, dar fac asta din motive fundamentale egoiste de care nu-și dau seama. De ce, de pildă, o mamă se poate sacrifica pentru copilul ei? Dar toți știm că asta se poate întâmpla Dar, de fapt, asta este în virtutea fie a unei funcții biologice, fie din dorința de a îndeplini un rol Mama vrea să îndeplinească un rol, atât de adâncă în rădăcinat, încât uh, face acel act de altruism Acum, sigur, nici Spinoza, nici nici nu de părere că astfel de acte de altruism sunt rele Nu, sunt foarte bune dar important este să înțelegem de ce se întâmplă. Și aici ajungem la problema cunoașterii, ca cel mai important lucru. Cea mai importantă emoție este dorința de cunoaștere. Pentru că a cunoaște înseamnă a cunoaște cauzele, a înțelege de ce suntem aici, cum suntem aici pe lumea asta, pe ce fel de lume trăim și ce putem face pentru a. Trăi într-o lume mai bună și a trăi în noi mai bine. Ce înseamnă această viață virtuoasă sau cum vrei să-mi spui? Uh, Ori, toată discuția despre Suflet, despre Spirit, este înmlaștina acestor iluzii. Pentru că mereu revenim la iluziile de teleologie, de um, liber, uh, liber arbitru, arbitru de um, Dumnezeu și alt, Suflet nemuritor, astfel de idei. Dacă revenim la trup și ce este trup, flux, schimbare continuă, transformare, absența eternității, atunci, dacă ne concentrăm pe faptul că noi nu doar că avem un trup, suntem un trup, atunci o să ne situăm mai bine în lumea în care ne aflăm. O să înțelegem mai bine. Asta, e, asta este aspectul negativ, hai să spunem, aspectul de critic. În da. Da. Uh, Bun. În ce privește uh, aspectul până context... să trecem la. Până să trecem la aspectul constructiv, vreau să. Um, mi-a plăcut foarte mult să. Ne-am făcut episoade despre, despre Spinoza acum câteva luni și mi-a plăcut um, foarte mult secțiunea pe care ai scris-o despre critica îndreptată împotriva liberului arbitru și poate unii din ascultătorii noștri vor asculta asta înainte de episoadele despre Spinoza. Spunem un pic despre relația asta dintre cunoaștere și descotorosirea de ideea de liber arbitru. Pentru că la prima vedere cele două sunt, ca să zic așa, întrebări diferite. Ce treabă are cunoașterea cu liberul, cu absența liberului arbitru? Um. Hai să începem de la un scopul filozofiei lui Spinoza. Creșterea puterii noastre de a gândi și de a acționa. Ori ca să devenim din ce în ce mai puternici, mental, în primul rând, trebuie să scăpăm de iluzii. Dacă suntem captivi uh, unor fantasme, printre care și liberul arbitru, atunci noi nu o să putem să Exprimăm cu adevărat cine suntem, nu o să putem să arătăm cine suntem, vom fi captivi unor coduri morale care ne domine și care ne inhibă puterea de a trăi și de a, de a gândi, de acțiune acționa. Așa că, o cunoaștere mai bună este cel mai bun antidot contra inhibițiilor. Acum, nu înseamnă că Spinoza crede că nu avem libertate. Nu avem liber arbitru. E foarte, import, e foarte importantă distinția. Da, nu înțeles. Liber arbitru înseamnă spontaneitate, înseamnă să acționăm fără niciun fel de cauză precedentă. Pur și simplu acționăm ca așa vrem, dintr-o dată. Nu avem libertate, dar libertate este o chestiune, hai să spunem, mai degrabă de grad. Pentru că libertate înseamnă să acționezi conform proprii tale naturi, să fii autentic. Nu, -i, nu -i cuvântul lui Spinoza, dar putem să folosim dar să acționezi conform proprietății tale Bun, pentru asta, în primul rând, trebuie să o cunoști, altfel e imposibil. Dar nimeni nu este complet liber. Pentru că nu poți să acționezi doar conform naturii tale, pentru că ești înconjurat de un anumit mediu, pentru că ai un, un fond biologic pe care îl moștenești, pentru că ai un fond cultural pe care îl primești în afară. Deci ai tot felul de influențe externe. Cheia este să crești gradul de libertate, de acțiune din interior. De asta libertatea este o chestiune de grad. Să gândești din ce în ce mai bine, să acționezi din ce în ce mai autentic. Ne libertatea, nu e o chestiune de zero sau 1 de totul da. sau nimic. Ci e o chestiune graduală. Să încep să cunoști cât mai bine. Atunci când faci treaba asta, îți dai seama că totul are cauze pe lumea asta. Deci liberul arbitru este o pură și liberul arbitru înțeles ca acțiune spontană, pur spontană. Da, da. Exact asta mi-a plăcut. Cred că eu am, am ratat, mă rog, am povestit despre ideea că dacă ai cunoaște cauzele, ți-ai da seama că nu ești neapărat un fel de tu în formă de spirit care ia o decizie spontană, ci ești rezultatul tuturor cauzelor. Dar mi-a plăcut foarte mult în capitolul despre Spinoza, capitolul 2. Apropo, tezele de doctorat sunt toate ușor de găsit pe net pentru că sunt accesibile publicului, uh, insistența asta pe ideea că una la mână libertatea vine în grad, deci ești cu atât mai liber cu cât uh, ceea ce faci vine din cauze interne, ești mai autodeterminat, uh, și uh, faptul că libertatea nu este spontaneitate, nu este un fel de uh, apariție în lume dintr-un fel de ceva nelumesc uh, a unei decizii. În, nu știu, în creierul tău sau ceva. Mi s-a părut foarte, um, foarte elocvent rezumat um, filozofia minții la Spinoza. Bun. Am povestit despre partea destructivă. Am, ai menționat foarte frumos și de ce ne angajăm într-un asemenea proces de um, de um, de bricolaj, nu de bricolaj, opusul mm. de, 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 de refacere a terenului. Bun, acum avem un fel de. Un fel de obligații morală, să construim ceva, care const uh, e partea constructivă? Da, sigur, întrebarea e ce punem în loc. Exact. Dacă am, încercăm să dar uh, trebuie să spun că aceste iluzii nu sunt genul de greșeli pe care, odată ce le-am înțeles, putem să scăpăm de ele. Nu ne putem descotoresi așa ușor, pentru că suntem construiți astfel încât să facem astfel de uh, greșeli, să fim supuși unor astfel de iluzii. Asta. Uh, Cred că aici nici insistă mai mult, asta și pentru că nici avea acces la gândirea biologică, evoluționistă. Da. Înțelegea mai bine decât Spinoza pentru că trăia în altă epocă științifică, istorică. Bun. Deci, noi trebuie să luptăm tot timpul contra acestor iluzii. Și cum facem asta? Prin cultivarea uh, afectului cunoașterii și prin încercarea de autodepășire. Acum. Aici proiectele, cred, diferă la Spinoza și la Nietzsche. La Spinoza, ce este raționalitate. Trebuie să înțelegem rațional. Atunci când înțelegem rațional cum stau lucrurile, cu noi și cu lume, vom deveni mai fericiți. Dar cunoașterea înseamnă și beatitudine, bucurie și după aceea beatitudine. Dar pentru că bucuria autentică ce este? E creșterea puterii de înțelegere. Asta vine la pachet și cu o societate rațională. Trebuie să construim o societate rațională. De asta Spinoza, pe lângă etica, mai scrie și un tratat teologico-politic. Bun, și după aceea un tratat politic ne din păcate. Dar pentru că nu poți să separi proiectul personal de etică de proiectul politic. Pentru că nu poți să trăiești în izolare. Într-o omul trebuie înțeles în relație cu ceilalți. Și de asta, ca să poți să devii cât mai liber, trebuie să fii odată cât mai rațional, dar trebuie și să fii într-un mediu cât mai rațional. Altfel îți va fi mult mai greu, poate în principiu chiar imposibil. Deci, propășirea societății nu este o treabă indiferentă pentru cineva care practică filosofia, ci este ceva esențial. Și totul trebuie să fie ghidat de principiul rațiunii. de înțelegerea cauzei, înțelegerea rațională. La Nice, Sigur, nici nu pune atât de mult preț pe rațiune. Nu disprețuiește cunoașterea, nu este antirațional, dar ă, rațiunea este o mică parte din Ființa noastră. Și nu o să putem niciodată să structurăm întreaga societate pe criterii pur raționale. Pentru că avem diferențe fundamentale între noi. Deci, mai degrabă la Nici, cred că proiectul este autoafirmarea și autodepășirea și reevaluarea vechilor valori, vechilor iluzii. Angajarea într-o luptă cu platonismul și cu creștinismul pentru a crea noi valori care să afirme viața și să ne scoată din situația de decadență în care ne aflăm. Pentru că nici eu, până la urmă pun un diagnostic de decadență în lume. Și crede că ne aflăm într-o situație de nihilism care trebuie depășit pentru că nici el nu este un nihilist, nici nu e un gânditor nihilist. El dă un diagnostic de nihilism și spune că nihilismul trebuie depășit. Și el vrea să ne scoată din această fundătura nihilismului. Nihilism creat de platonism și creștinism. Sau cum spune iarăși, dincolo de bine și de rău, creștinismul e platonism pentru popor. Foarte pe scurt, deși termenul e folosit destul de des, cred că a cu una cu două în discuții, ce este nihilismul și mai ales ce este nihilismul la Nice? Mm. Cred că o formulare scurtă, foarte bună. Poate cea mai bună am găsit la Paul Fantonger, care e un expert olandez, în, mm. specialist în Nice și în filozofia religiei. A fost la Naime, că numește dacă acasă, mm -hmm. Acum e. Și, Cum îl cheamă, uh, care nume numele de familie, încă o dată? Olfan Tonger. Uh -huh. Și el uh, spune așa: că Nihilismul trebuie înțeles în trei etape. Mai întâi, avem, din punct de vedere istoric, uh, realizarea faptului că lumea nu are niciun sens dacă lipsește un scop al existenței. Uh, asta descopere Nici atunci când. Spune că vechii greci știau foarte bine că cel mai bine este pentru un om să nu se nască niciodată Dar dacă totuși se naște, să moară cât mai repede Genul ăsta de pesimism Pesimismul ăsta poate să fie tonic, poate să ajute să creezi tragedii atice Sau atunci când ești năpădit de pesimism, poate să devină uh, copleșitor Așa că ai nevoie să creezi un scop trebuie să trăiești pentru ceva. Lumea asta în care ne aflăm, lumea naturală, este lipsită de scop, e haotic. Și atunci inventezi o lume de dincolo. Inventezi un Dumnezeu, inventezi un suflet nemuritor, ceva care să dea în noi mai existenții și pentru care să trăiești. Pentru care să te sacrifici, pentru care să asculți de coduri morale care poate nu-ți convin, pentru care să te simți vinovat, responsabil și așa mai departe. Dar e un sacrificiu pe care omenirea l-a făcut astfel încât să, găsească să dea totuși un sens existenței. Asta e etapa a doua. Etapa a treia e că platonismul și creștinismul au format această lume de dincolo, despre care au spus că e cea mai reală, dar în același timp. Platonismul și creștinismul ne-au învățat să gândim. Ne-au dat disciplina gândirii. Ori disciplina gândirii ne-a dus la concluzia că de fapt lumea de dincolo nu există. Adică Platonismul și creștinismul și-au distrus propria creație. Se întorc asupra sieși, cum ar veni. Da, ca un șarpe care își mănâncă coala. Exact. Da, da. Da. Uh, religia de fapt are un rol extraordinar de important în a ne disciplina gândire pentru nici. Da? Put, eventual putem să dezvoltăm subiectul ăsta. Cert e că asta se întâmplă. Și deci avem al treilea moment al distrugerii uh, acestui înveliș protector platonico-creștin. Și în momentul acela ne-am pierdut reperele. În momentul acela nimic nu mai contează, nu mai există niciun scop pentru existența noastră. Acela este punctul nihilismului. Că nu mai știm de ce trăim. Nu găsim sens nici în lumea noastră naturală, nici în lumea de dincolo. Ăsta este momentul în care nici crede că ne aflăm. Sigur, poate nu toată lumea, poate nu toată lumea și-a dat seama. Dar asta e diagnosticul pe care îl dă. De altfel, e clar că, de pildă, în genealogia morală, vorbește pentru cei care se ocupă de cunoaștere. Deci, nu neapărat pentru toată lumea, nu, nu se așteaptă că absolut toți cei care trăiesc în civilizația de o creștină se ocupe de astfel de probleme. Dar toți suferim din cauza acestui nihilism. Nu mai putem să găsim um, un motiv pentru care să trăim. Și atunci, care e soluția? Ce putem să facem? Nu putem să ne întoarcem la valorile religioase, că nu mai sunt credibile pentru cei care au parcurs drumul cunoașterii. Așa că trebuie să creăm noi un sens. Și nici are diverse încercări. Da? Dar deja aici trecem la proiectul pozitiv. asta cred că e o explicație bună, succinta nihilismului ca proces istoric. Și atunci, um... Din, în, în direcția în care ne ducem, ajungem nu neapărat către un uh, pesimism. Cred că um, citirea standard a lui Nice este aceea a unui uh, pesimist care, în plină vervă romantică, anunță că totul nimic nu are sens și că nu există valori și așa mai departe. Um, dar, totuși, noi ne ducem acum cu discuția noastră în direcția unui proiect. Uh, constructiv, dacă nu pozitiv. Și atunci întrebarea este, ok, um, cum, ad, cum readucem, că e vorba de o readucere a sensului, că e ce-am făcut înainte de platonism, cum readucem un sens în condițiile uh, degradării i, i, morale iudeo-creștine și a platonismului? Um, well, ai spus lectura standardă al lui Ince, tocmai asta e pericolul uh, de care vorbeam uh, la început, că Uh, lectura, zicem, standard sau populară, de fapt nu cadrează cu ceea ce are nici de spus. Okay. Dar, sigur, nici este ușor de interpretat în direcția asta. Bun. În ce privește proiectul pozitiv? Dacă nu putem să găsim un sens al existenței nicăieri în lume, nici în lume, nici dincolo de lume, trebuie să-l generăm noi. Oricum putem să facem asta, devenind suficient de puternici, devenind suficient de mm, creatori. Noi trebuie să devenim creatori. Să devenim ceea ce o vreme nici ce numește supraom. Dar asta apare în așa grăita Zaratustra, după care nu, nu prea revine. Nu e, de fapt, nici vorbește foarte puțin despre supra. -un. Vorbește mai mult despre voința de putere, mm. care nu este nimic altceva decât Expresia puterii noastre. Trebuie hrănită voința de putere sau voințele de putere, pentru că noi suntem o pluralitate de voințe de putere, de dorințe, de emoții, de afecte, de idei. Nu avem o existență constantă, unitară, ci suntem o pluralitate. Ori această pluralitate trebuie să fie hrănită. Trebuie să fie alimentată da? astfel încât să se dezvolte și să creeze ceva nou. Nici nu poate să ne spună ce sens ar trebui să dăm neexistenței? Pentru că atunci n-ar face altceva decât să repete proiectul platonic creștin Nu că n-ar mai fi Platon cel care ne dă sensul ar fi nici. Ori nu, nu s-ar schimba nimic fundamental. Trebuie ca fiecare să fie capabil de acest act de creație. Deci, gândirea niceană este un, un imbold, un stimul pentru a deveni creator. De asta, uneori, are acest stil impetuos de a scrie. E un instrument retoric pentru a ne determina să ne uh, urnim fundurile, să nu facem <laughs> degeaba. Get și off să, your asses, da. <laughs> da. Um... Și să încercăm să. Bun, să cunoaștem cât mai bine lumea în care trăim și să ne schimbăm, în primul rând, pe noi înșine. Să schimbăm, să generăm ceva nou. În ultimul sau penultimul capitol, uh, ajungi, cum am ajuns și noi acum în discuția noastră, la problema uh, politică, pentru că, ok, poți să vezi viața individului în termenii ăștia și este consistent și poți să înțelegi cum am ajuns aici, dar la urma urmei, voința mea de putere s-ar putea să nu se pupe cu a ta, ceea ce eu uh, pot face în mod creativ s-ar putea să intre în domeniul eu știu, libertății tale și să taie din acest domeniu, atât Spinoza cât și Nietzsche sunt conștienți de faptul că la un moment dat filozofia morală se revarsă în filozofie politică și după cum e bine știut, Nietzsche era foarte critic față de, față de proiectul democratic așa cum era înțeles el atunci. Tirania majorității era foarte la modă. Cum ajungem la o um, quasi-armonizare a tuturor acestor indivizi care își creează sensul dintr-o voință de putere? Cum ajungem la problema politică? Uh, la, sigur, la spinoza e mult mai ușor. Da, exact. Pentru că spinoza poate mult mai ușor să fie introdus, uh, incorporat într-un curent liberal de gândire, pentru că totul trebuie să fie dominat de rațiune pentru că putem avea drepturi. Sigur, Spinoza nu vorbește despre drepturile omului, nu uh, nimic de genul ăsta, dar felul în care Spinoza înțelege libertatea, libertatea politică, poate fi adus în dialog cu. Până la urmă, la Spinoza, pentru că toți suntem conduși de rațiune, toți ne vom înțelege, mai devreme sau mai târziu, dacă suntem suficient de raționali și statul trebuie să ne ajute prin educație, prin să fim suficient de raționali. La -ă, nici în schimb, bineînțeles, nu este un liberal, deși era un mare cititor de mil. Cunoștea foarte bine, dar e un. eu e șmecherie la nici. Cu cât critică mai tare pe cineva, cu atât de fapt îl găsește mai interesant. Creștinismul, Platon, mil sau în general pe englezi, pe liberal. Dar bun, îi găsește interesant, dar nu poate să fie de acord cu ei. E, cum, așa cum foarte bine zis, cum putem să-i aducem la o lată? Uh, Aici avem, pe de-o parte, cred, diferența dintre cei capabili de acte de creație și cei care nu sunt capabili. Până la urmă, nici nu e un idealist. Îți seama că nu toți au aceeași putere, nu toți au aceeași capacitate de a crea. Și unii inevitabil vor conduce, vor fi lideri, că tot e la modă cuvântul ăsta, unii vor fi lideri, unii vor fi followers. Cât timp ierarhia este flexibilă. Asta e foarte important. Nu avem de-a face cu ierarhie rigide, aristocratice, pe model vechi. Ci ierarhia este dată de capacitatea fiecăruia de a. Dar, bineînțeles, o să avem conflict între diverse modalități de a trăi, între diverse formule. Și ajungem la problema agonismului, care ne interesează pe amândoi. aș pleca de la o lectură structura lui Nietzsche a unui om de știință pe nume Wilhelm Ru. r o x hmm. Wilhelm Ru scrie despre organism, despre structura organismului și vine cu următoarea idee. Că există două tipuri de conflict în organism. Există un conflict care duce la anihilare, la distrugere și un conflict care duce la un echilibru dinamic instabil. Conflictul de anihilare este cel între molecule sau între celule din trup. Pentru că unele celule vor câștiga lupta, vor avea acces la mai mulți nutrienți, spațiu și așa mai departe și vor supraviețui. Celulele care nu au acces mor, dispar. Asta este lupta de anihilare. Lupta care duce la echilibru este mai degrabă lupta dintre țesuturi sau dintre organe, care vor să aibă acces la cât mai multe resurse, iarăși sânge, nutriție, spațiu și așa mai departe. Numai că dacă un țesut câștigă lupta, dacă un organ câștigă lupta, primește mai mult sânge, mai mult nu înseamnă că celelalte organe dispar. Și doar sunt mai puțin hrănite. Se pot diminua în funcție, în importanță, dar nu pot să dispară cu toate, pentru că atunci moare organismul. Acesta este un model mai interesant pentru ruși, și deci pentru Nice. Nice preia această idee. Pentru că nu se să discut acum meritele științifice ale lui Ru, pentru simplu motiv că nu mă pricep. Dar, din punct da, de vedere. Eu nu eu eu, eu să te ajut, deci trecem mai departe. Din de punct de vedere filozofic. Cum ne ajută acest model? Nice vrea luptă, competiție care nu duce la anihilare. Bun, sigur, sunt anumite momente când nici vorbește despre lupta de anihilare. Vrea să distrugă moștenirea platonică, o creștină Dar nu cred că sunt textele cele mai reprezentative. De fapt, nici în momentele cele mai bune și cele mai numeroase vorbește despre un conflict care este compatibil cu supraviețuirea tuturor variantelor, tuturor formulelor, tipurilor de viață. Supraviețuire în mod modificat, adică adaptare și supraviețuire, adică un fel de compromis. În luptă, în luptă da, da. cu ceilalți. De asta îl, m îl, nici și încheie tratatul ex -Ce homo, spunând Dionisos contra restignitului. Dionisos este formula lui filozofică, bazată pe afirmarea vieții, creșterea puterii de expresie, pe când Răstignit, evident, se referă la Isus, nu la Isus ca persoană, că la formula creștină. Dar contează competiția. Pentru că, hai să luăm exemplu unui meci de fotbal. Manchester City, tocmai a câștigat Liga Campionilor. A luat ce, tot ce se putea. Da. Exact. Manchester City poate să fie bună doar atât timp cât are alte echipe pe teren. Hmm. Cu care să se bată. Altfel, întreg proiectul fotbalului, de fapt, ar dispărea dacă ar fi doar ei pe teren. Dacă atunci când ar câștiga, le-ar și, și face felul adversarilor. Da. Deci, atât timp cât ai competiție, poți crește, poți deveni mai bun prin rezistența pe care ți-o opun ceilalți. Și prin depășirea rezistenței. De asta nici crede că grecii erau atât de tari. Pentru că ei trăiau pentru competiție și prin competiție, prin agon. Nu ca asta, agon e... Da, da. Și încă de la începutul activității filozofice a lui Nietzsche, Nietzsche scrie un text care se numește Homer's Wettkampf. Competiția lui Homer, în care vorbește despre agon, vorbește despre cât de tari erau grecii care puteau să se angajeze în luptă. Așa devii mai bun. Dar, uh, uite, mă gândeam să adaug ceva și să-mi spui în ce măsură Nietzsche vorbește despre asta. Uh, o o abordare destul de interesantă pe care am găsit-o la uh, Chantal Mouffe, care este o cercetătoare belgiană în zona asta a agonismului, este faptul că pentru a te angaja în... Mă rog, și ideea provine de la Carl Schmitt și de la mulți alții. Pentru a te angaja în felul ăsta de agonism, trebuie să, înaintea meciului, ca să zic așa, trebuie să aibă loc o redefinire a punctului tău a, a ideii tale, a poziției tale, în așa fel încât ea să um, permită modificare către un fel de, cum ai zis tu, echilibru instabil. Pentru că dacă eu, îmi, dacă eu mă poziționez foarte eu sunt alb și tu ești negru și țin la această poziție, până la urmă, inclusiv în termen de limbaj, dacă eu folosesc uh, termeni care nu care duc spre o radicalizare de genul ăsta, prin felul în care mă definesc, mă rog, nu mă definesc, prin felul în care îmi definesc poziția, eu de fapt refuz ideea unui compromis. Hai să-ți dau, să -ți dau un exemplu. Ce este acum conflictul dintre stânga și dreapta în state, deși noi am folosit termenul de stânga și dreapta în tot exact lucru opus, deci dintre liberali și conservatori, hai să zicem în state, evident că Creează posibilitatea unor compromisuri și este, se pliază pe tot felul de structuri politice viabile. Dar nu dacă îl definești în termeni radicali, în care unii sunt sataniști și ăștia, 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 alții sunt uh, naziști, știi? Deci, cred că până să ajungem la ideea unui agonism sănătos, a la Homer, a la Greci, trebuie întâi un pic de gospodărie personală și până la urmă a fiecărui individ, dar și a grupului în general, în care să învățăm să ne formulăm tezele cât să se plieze unele pe celelalte, măcar în potență, măcar să existe posibilitatea unui asemenea compromis. Nu doar, nu doar meciul în sine trebuie să fie de o anumită factură, dar definiția fiecărei echipe Concepția fiecare echipe asupra Sieș trebuie să fie alta decât eu sunt alb, eu sunt cum era în. în fine, eu sunt Vrăjitorul cel bun și tu ești Dracul sau Vrăjitorul cel rău, știi? Uh, Aici uh, ați să discuți o problemă extraordinar de dificilă, de fapt, și de grea, pentru că uh, Nici e perfect conștient de această necesitate a flexibilității. În același timp, își pune și următoarea problemă. Cum poți să te angajezi în luptă dacă nu crezi cu tărie în ceea ce susții? Deci, asta e paradox, asta e contradicția pe care trebuie să o purtăm cu noi. În același timp, să fim ferm convinși că merită să luptăm pentru opiniile noastre, pentru uh, viziunea noastră. În același timp, trebuie să temperăm această uh, încredere. Or, cum putem Pare mai degrabă că e necesar să trăim ambele momente, că nu putem să -i eliminăm. Pentru că dacă de la început plecăm cu ideea că uh, ne vom reformula punctul de vedere, atunci vom mai lupta cu adevărat așa cum trebuie de la bun început, mai ales când e vorba de lucruri de viață și de moarte, când e vorba de felul în care merită să ne trăim viața, adică valorile fundamentale. Uh, nu știu dacă găsim un răspuns perfect satisfăcător sau o rețetă. Dar mie mi-a plăcut, apropo de asta, o expresie, o formulare pe care am auzit-o la Stephen Kotkin, istoric specialist în Uniunea Sovietică, acum scrie o biografie monumentală a lui Stalin. Hmm. El este activ în SUA și vorbea la un moment dat tocmai despre conflictul ăsta dintre stânga și dreapta, sau cum să zicem. Și el zice așa că în America nu e o problemă dacă ai conflict, dacă ai luptă, dacă ai polarizare. A fost întotdeauna în America. Problema pe care o vede el este demonizare. E distinția asta între polarizare și demonizare. Atunci când cealaltă este inamicul pe care trebuie să-l elimini, să-l razi de pe fața pământului. Uh, exact că... asta, scuze, te întrerup. Right. Exact asta spune și MUF, în diferența dintre, uh, hai să zic corect, uh, enemy and antagonist. Da, e de fapt uh. de, la uh, e de la Schmidt. E de la Schmidt distinția, da. da, exact. Da. da. Uh, Schmidt, care vorbește spre, și el despre războaiele de anihilare, despre uh -huh, cum uh -huh. s-a înrăutățit războiul modern. Pentru uh -huh. că adversarul nu trebuie doar învins, ci trebuie eradicat, cum au făcut regimurile totalitare în secolul 20. Nu doar în Europa, că și în nația. Da. Bun. Cum facem să împăcăm ambele În Felul în care înțeleg eu cel puțin la momentul ăsta e că avem nevoie de momentul în care credem cu tărie și momentul în care ne temperăm. Nici însuși cred că practică ceea ce propovăduiește, atunci când trebuie să-i explice okay, care sunt opiniile lui fundamentale, care este viziunea lui asupra lumii. Viziunea lui în termen de voință de putere. Ori, de mai multe ori ne dăm seama că nici atunci când vorbește despre voința de putere nu spune că este explicația ultima a lumii, ci este doar cea mai bună descriere pe care o avem deocamdată. Este descrierea care este cel mai puțin supusă iluziilor. Iluziilor despre care vorbeam la în început, dar nu este neapărat ultima. Nu înseamnă că nu poate fi depășită, nu înseamnă că. Deci chiar și această paradigmă fundamentală pentru un filozof poate fi depășită. Acum, poate fi depășită pentru că vom ajunge vreodată la o explicație ultima a lumii? Nu cred, nu cred, nu sunt nici. Ci mai degrabă că cel mult poate fi depășită de o nouă interpretare. Dar avem doar interpretări. Când reușim să facem asta, vom putea să ducem la bun sfârșit agonul, competiția, fără să îl transformăm într-o luptă de distrugere, de anihilare. Când ne amintim că, de fapt, tot este o interpretare, dar sigur există diferențe între interpretări. Că nu e ca și cum spunem că, uite, interpretarea lumii în termen de astrologie, același lucru cu astronomia. Evident că una e pseudoștiință, una e știință sau chimia înlocuiește alchimia, pentru că este superioară. Deci putem avea descrierea lumii fără ca să ajungem la o descriere ultimă finală. Cât timp ne aducem aminte că lumea nu poate fi înțeleasă în termen final, că societatea nu poate să aibă o, o structură ultimă, că întotdeauna există loc de transformare și de îmbunătățire, atunci vom fi mai puțin susceptibili Dorinței de a distruge, dorinței de a anihila, care bine, vedem că este practicată în politică chiar în SUA. Ceea ce este exact. mare păcat, pentru că bine, aici ieșim din sfera discuției noastre despre spinoza și nicio, dar mi se pare foarte grav pentru că SUA reprezintă țara cea mai importantă în ceea ce numim lumea vestică. Dacă există probleme în SUA, atunci toți vom avea de suferit. Da, da. da. Asta e o... am putea simpli... Mi se pare că este o legătură foarte, foarte importantă, pentru că am putea să simplificăm și să spunem că cei care au atacat Capitolul în. Capito... Cum se zice în română? Capitoliu? Capitoliu, da. Capitoliu, <laughs> da? Storming of the Capitol <laughs> La 6 ianuarie 2021 au o da. interpretare romantică asupra idealului trebuie să mori pentru idealul tău și poate interpretarea superficială a lui Nietzsche, pentru că Nietzsche e asociat cu genul ăsta de romantism clasic, în vreme ce Nietzsche însuși, din ce spui tu acum, ar fi totuși alunecat pe final în postmodernism, în care înțelegem că totul este interpretare parțială și e foarte greu să pui mâna pe pistol sau pe armă de foc și să te îndrepți asupra semenilor tăi dacă tu știi că, în definitiv, convingerile tale nu formează decât o interpretare parțială asupra lumii, exact cum ai spus tu, ești mult mai puțin susceptibil la acte de uh, distrugere. Apropo, fac o paranteză, în momentul în care spun despre interpretări tradiționale sau interpretări superficiale, vorbesc despre mine, pentru că eu țin minte când am. Na, citești despre Nietzsche, nu știu, într-o istorie a filozofiei, și după aia vezi un videoclip și îți faci o anumită imagine, și după aia, în momentul în care citești, îți dai seama că lucrurile sunt mult mai complexe decât uh, o spune suprafața. Deci, uh, mi se pare legătura foarte importantă, pentru că, în definitiv, și Nietzsche și MUF și uh, toți alții care vor și, până la urmă, și Carl Schmitt, care Vorbesc despre agonism, uh, vor să evite răul fundamental, care este uh, războiul tuturor împotriva tuturor, genul ăsta de, de bătălie romantică în care fiecare crede în idealul lui până în pânzele albe și se duce literalmente cu arma în mână către celălalt. Uh, și mai trebuie adăugat cred, ceva foarte important, și anume, nici este perfect conștient că este în natura noastră. Să fim animale de turmă, să punem grupă pe prim plan și să gândim împreună cu grup, adică să nu gândim. Și este foarte ușor să acționăm din convingere, chiar dacă convingerea e greșită, superficială, se bazează pe iluzii. Deci, asta e un motiv în plus pentru el să lupte contra formulelor colective sau colectiviste. Nu găsim la nici nicăieri ceva care ar putea să uh, îl facă un apologet al nazismului, de exemplu. Pentru că știi da. că foarte bine că există. Da, 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 da. A... E gluma celebră din uh, Ricky Gervais, știi? Nu. Nu? Fac o paranteză, scuze, te-am întrebat foarte violent, dar e gluma celebră în care Nietzsche se duce la Hitler și Hitler zice Hai Nietzsche, hi, how's it going? Yeah, yeah, good, good. am citit cărțile, da, foarte tare, foarte tare. Om și om. nu toată lumea e egală, omoară toți evrei. Poftim? Om și om. nu toată lumea e egală, omoară toți evrei. Omoară toți evrei. Eu n-am scris asta, Nietzsche, știi? Și Hitler zice, mă rog, în schița lui, Hitler zice... Da, am citit printre rânduri. <laughs> de, ce, de unde vine această uh, interpretare? Pentru că sora lui Nice, care a trăit mai mult timp mm. decât cei, care a rămas în uh, moștenitoarea manuscriselor, ea era o antisemită uh, și o nazistă convinsă. Și a manevrat, a manipulat, a editat textele, nici astfel încât să pară că ar, fi, ar avea ceva de spus în direcția asta. Ori. Nici ce spune foarte clar. Deja din omenesc preomenesc că evreii ne-au dat cea mai importantă carte, cel mai bun om, adică pe Isus, și cel mai tare cod moral în Biblie. Deci, nu există nimic. Ba din contră, spune că europenii ar avea ceva de învățat din amestecul cu evrei. Deci este complet pe dos. <fie> Genul ăsta de editare și manipulare se poate face, mai ales cu un autor ca Nice, care, e care mereu foarte polemic. Și dacă nu ești foarte atent și nu textul complet, nu-ți dai seama când e polemic și când, nu, când, e părerea lui și când e părerea adversarului. Și dacă, manev dacă editezi textul suficient, poți să-l transform pe Nice și în rețete de zacuscă. Da. Dacă te chinui Suficient de mult Dar nu e nimic la nici de genul ăsta Tocmai pentru că el este contra formulelor uh, Gregare Formulelor de grup Mi uh, s-a foarte interesant în, în teza ta în Momentul în care discuți Asta este până la urmă și o critică la Spinoza Ca să ne întoarcem un pic la Spinoza Nu ca să insistăm prea mult Dar um, el îl acuză într-un fel Din ce am înțeles eu Îl acuză într-un fel pe Spinoza Că a ratat chestiile astea pre-conatus, pre-individ. Uh, și e mult mai atent la genul ăsta de... Po poate cum ai zis tu, uns cu toate alifiile științelor sociale de după Spinoza, e mult mai atent la uh, genul ăsta de spirit de turmă decât Spinoza. Da. Uh, sigur, aici este și întâmplarea istorică care sigur, da. generează... Da. Uh, și cred că mai... Contează nu doar contextul științific, dar și contextul istoric Pentru că marele pericol în secolul XVII era fragmentarea societății, războiul civil Și Hobbes, Hobbes e un caz și mai elogvent decât Spinoza da, clar. Scriu contra războiului civil, Hobbes bun, și Spinoza înțeleg foarte bine cât de rău este I-au citit pe romani știu despre războaiele civile romane, l-au citit pe Tacit, știu ce se poate întâmpla. Așa că uh, ei vor să adune la un loc, să uh, fie sigur că societatea rezistă. De asta vor să tempereze individualismul care poate deveni nociv. Ori, în epoca în care scrie Nice, din contră, colectivismul este pericolul cel mai mare. Și un anumit tip de romantism. Uhum. De asta nici trebuie văzut ca un apologet al individualismului, dar și în contextul epocii. Vrea să. Nu că fiecare individ ar trebui să facă ce trece prin cap. Ci ar trebui să înțelegem mai bine de ce acționăm în felul în care acționăm, astfel încât să nu ne lăsăm dominați de tirania majorității. Da? Mil, tocvil, nici ei cunoaște. Da, 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 Știe că trebuie să ne ferim. Deci mai contează și adversarul. Pe care Răzvan, aș vrea să încheiem ușor, dar nu înainte de a spune câteva cuvinte despre ceea ce faci tu acum, eu trebuie să recunosc că eu te ascult alături de domnul paleologul în, paleologul, în absolut toate situațiile vieții. Te ascult când, vă ascult pe amândoi când duc câini afară, vă ascult pe amândoi când fac ordine prin casă. Mie mi se pare am spus mai mult, mai în glumă sau în serios, am spus asta și în podcastul meu. Mi se pare uh, că podcastul nu e ceva pe care îl asculți cu pixul în mână și să stai așa. E o chestie pe care trebuie să, trebuie să corpul trebuie să participe într-un fel de activitate spune un pic despre, despre, activitatea ta la Casa Paleologu și cu asta aș vrea și să îndrum ascultătorii către linkurile pe care le vor găsi în descriere. Hai să terminăm cu ce faci tu astăzi. Iarăși uh, ești foarte drăguț. Mersi, da, adevărul uh, e adevăr. n uh, Mă ocup și ne ocupăm împreună cu Toader de cursuri, de podcasturi, avem un proiect foarte ambițios, eu cu cine gândesc vrem să plecăm de la Homer și de la Biblie Și să mergem până în zilele noastre să aducem în discuție câteva dintre ideile fundamentale ale omenirii Să ne aducem aminte că merită să citim și pe Herodot și pe Platon Merită să citim Biblie, eu sunt șocat de cât de mulți oameni care își zic credincioși, de fapt n-au parcurs textele fundamentale ale credinței lor. Sigur, asta e valabil în creștinism, e valabil și în alte. Și uh, hai să ne aducem aminte că trebuie să uh, citim aceste uh, texte foarte frumos. Vrem să readucem pofta uh, mm -hmm. uh, pentru uh, filozofie, pentru literatură, pentru textele religioase. Mai ales că uneori e chestiune de viață și de moarte. Trebuie să Înțelegem foarte bine cultura în care ne situăm, astfel încât să uh, putem să fim membri cu drepturi de pline ai societății. Să, uh. da, da. să apărem în societate, cum zice Hanna mi, mi se pare foarte util ce faceți voi. Vă urez succes pentru că în ritmul ăsta nu vă văd în clar. Cred că vă trebuie 20 de ani ca să de de eu am Eu am cam... Da, dar pe temele la care ne pricem cel mai bine, temele care ne pasionează. Da. Dar felul în care ascult eu este. Nu am impresia că ce oferiți voi pretinde a fi o înlocuire a citirii textelor respective, ci un fel de introducere, o introducere care este foarte necesară pentru că un text filozofic poate să fie foarte înfricoșător. Îl deschizi, poate mai e și în engleză, mai ai și bariera limbii. Și te întreb, bă, eu înțeleg ce zice omul ăsta aici, adică eu știu cuvintele astea din dicționar, dar nu-mi dau seama care e miza, știi? Nu pot să urmăresc um, polemica, nu pot să urmăresc dezbaterea la care participă omul ăsta. Și de asta îmi plac episoadele pe care le faceți, este exact pastila de informații de care ai nevoie pentru ca mai încolo, dacă zici, domnule, pe mine mă interesează tema asta, dacă nu mă interesează, nu mă interesează. La revedere, trecem la următorul. Dar dacă te interesează, să poți să ajungi la textul propriu-zis cu un fel de pregătire de exact, început. Așa. E de exact, e invitație. De fapt, e o da, exact. să sperăm să ajungă aceste podcasturi la urechea cât mai da. multor oameni. Și, bineînțeles, după aceea, formula aprofundată, cursurile unde citim mai atent textele, unde mergem în profunzime, sigur. Da. Dar acelea sunt cursurile de propriu zis. Ok. Răzvan, mersi foarte mult. Cred că ascultătorii vor fi de acord cu mine când vor gândi că această discuție a fost extraordinar de interesantă. Sper să ne auzim și să ne vedem în curând și între timp ne ascultăm unul pe celălalt pe internet. Eu pe voi și voi pe mine, sper. Mersi foarte mult. Eu îți mulțumesc.